Practic focar nu mai e. Lucrăm la decopertare. Incendiul a izbucnit la un restaurant din Pitești miercuri seara. La acel moment, localul era deschis și în interior se aflau aproximativ 20 de persoane, clienți și angajați. 10 persoane s-au autoevacuat, iar alte 10 au fost evacuate de către pompierii ajunși la fața locului. Salvatorii au intervenit cu două echipaje cu autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj cu autospeciale de intervenție la înălțime și un echipaj murd. La sosirea acestora, ardea sterial acoperișului în jurul coșului de fum. Se pare că aceasta ar fi fost și cauza incendiului. Efectul termic al unui coș de fum amplasat sau neizolat corespunzător față de materiale combustibile. A ars asteriala acoperișului în jurul coșului de fum și acoperișul va avea nevoie de reparații capitale. Din fericire, nu au fost victime.